numindu-se Aniurii, e firesc ca autorul să dorească întâi să spună cum se poate naște ura. Sunt pagini pe alocuri absolut excepționale. Am să vă dau un exemplu. Ura, spune Patapievici, este un sentiment, ca și iubirea, unul torid, unul de limită. Alături de iubire, cele mai puternice sentimente pe care le poate încerca o ființă umană. Dar ura e un sentiment care cumulează în el, cu o viteză fulgerătoare, următoarele secvențe. Și acum cuvintele sunt ale lui. Omul urât nu e doar detestat, el este și judecat, și condamnat, și executat dintr-o singură mișcare a sentimentului. Este o propoziție mare. În al doilea rând, prefața asta, pe lângă faptul că face o fenomenologie a urii, face o analiză a articulațiilor politice a perioadei de tranziție, tabloul perioadei de tranziție. Și îl centrează înăuntru unei secvențe istorice care se suprapune cu primul mandat al președintelui Băsescu. Întrucât asta este una dintre molimele cele mai tari în care am trăit până în 2014 și din 2007, discuția asta înspăimântătoare care s-a purtat în jurul președintelui țării și a felului în care s-a născut un război civil româno-român, ăsta este focarul de la care pleacă Patapievici pentru a explica ce s-a întâmplat cu noi și cum a fost cu putință această perioadă absolut neverosimilă pe care am trăit-o. Cum s-a putut împărți în jurul unui personaj care conducea țara în momentul ăla în două tabere care erau capabile să se sfâșie între ele și care au împins ura la o altitudine înspăimântătoare. Deci, partea întâi a acestor fragmente scrise sub Există undeva o minciună analizează în fond geneza urii în perioada tranziției născută în jurul unei situații conjuncturale. Băsescu ca președinte. Ceea ce este interesant pentru cei care își pun întrebarea voi cei care l-ați sprijinit în demersurile lui prime, ce spuneți la sfârșit când personajul cu pricina care a creat în jurul lui această furtună a pasiunilor a schimbat chipul, a făcut un zigzag care a dezorientat pe mulți, care crezuseră în coerența absolută a personajului și cum Horia Patapievici, care a fost scuipat și urât de moarte ca unul dintre intelectualii lui Băsescu, explică întregul traseu al personajului. Ei bine, toată treaba asta se găsește în această primă parte a cărții. Vă spuneam că în ea există secvențe, există pagini care au o înălțime teoretică ieșită cu totul din comun. Am să vă mai dau un exemplu. Horia Patapievici, când vorbește despre ce am numit eu prețios fenomenologia urii, vorbește despre două feluri de ură, de fapt. Distinge între două feluri de ură, dar se ocupă de o singură formă a ei. Ura are două fețe. Una este ura trăită urând, deci când ești subiect al urii, te urăsc și e ura mea care are ura ca pornire și alta e ura trăită fiind urât de către altul. Atunci ești obiect al urii. În prima postură, când eu urăsc pe cineva, sunt subiectul urii. Când sunt obiectul urii cuiva, atunci ura e trăită ca ființă care e urâtă. Ca să știi ce este ura, spune Patapievici, trebuie să fii urât de alții, nu să urăști.
e mai puțin interesantă ipostaza celui care urăște pe altul. E mult mai puțin pasionantă. Pasionant este să vezi cum arăți ca om urât de alții. Nu să, ca să, și face aici o distinție de o finețe enormă. Ca să știi ce e iubirea, trebuie să iubești. Ca să știi ce e ura, trebuie să fii urât de către altul. Deci, interesant în iubire nu este să fii iubit. Măreția iubirii este să ajungi să iubești. Măreția urii este să ajungi să fii urât. Și atunci vă citesc o pagină iarăși antologică. Am descoperit ura veritabilă, care e ura față de tine ca om, odată cu primul scuipat în față. Era în 1996, o zi după denunțul făcut de Cristian Tudor Popescu împotriva mea pe prima pagină a cotidianului Adevărul, unde m-a acuzat că nu simt românește și că de fapt îmi bagiocoresc mama, izolând el primul citatul ritual din Politice de la pagina 63, care apoi avea să fie reluat de toți intransigenții, devenind ulterior viral pe internet. Cine nu a fost scuipat, urmărit, calomniat, amenințat cu moartea, nu știe ce e ura. Când te duci la mormântul părinților tăi și descoperi că crucea tatălui tău a fost profanată cu inscripții care reproduc minciunile spuse despre tine, te clatin pe picioare, ești năucit. Pe moment, neputința depășește durerea, sentimentul de pângărire covârșește indignarea, iar gustul de cenușe al zădărnicii dizolvă dorința de a face ceva. Ei bine, despre analiza acestei uri este vorba în paginile acestei cărți, privită caleidoscopic din toate punctele de vedere, în istoria curentă, în gândirea despre ură, în dorința de a înțelege ce s-a întâmplat cu lumea noastră românească după ce comunismul a ieșit oficial din scenă.